Bună ziua, sunt Otilia Caloian, redactor șef la publicația Puterea.ro și începând de astăzi vă anunț cu mare drag că trecem la nivelul următor. Vom urca un etaj superior și începând de azi vom lansa Puterea TV. Vrem să fim și mai transparenți decât suntem. Așadar, redactorii de la Puterea vor ieși în față, ne puteți vedea, ne puteți trimite e-mail-uri. Primul invitat este Eugen Teodorovici, fost ministru de finanțe și ministru al fondurilor europene și cu drag anunț faptul că domnul Teodorovici va fi colaborator al publicației Puterea.ro și în fiecare săptămână ne va oferi un editorial scris. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și, în primul rând, vreau să vă felicit și să vă urez succes în acest demers, foarte util, spun eu, pentru români, pentru că acest tip de dialog sau de interacțiune cu românii este ceea ce va aduce în atenția lor subiectele de interes, pentru că, din păcate, presa mare sau mari de televiziuni nu tratează așa cum și-ar dori românii principalele probleme pe care românii le au de zi cu zi și mai ales, sau aproape deloc, soluțiile pe care ar trebui să le aplice cei care ne conduc. Și de asta vă spun, este un demers foarte bun, util, sunt convins că veți avea succes, obligați fiind poate și de numele publicației dumneavoastră Puterea, deci trebuie să aveți puterea să mergeți înainte, nu va fi ușor. Mă bucur foarte mult și sunt onorat să fiu, să zic așa, cel care vă face safteaua, dacă se poate spune. Ne faceți așa, botezul. Ne botezul. Așa și, repet, împreună să aducem în fața românilor ceea ce este de interes, discutăm deschis, fără niciun fel de opreri și fără niciun fel de, să spunem, teme impuse sau linii impuse de unii sau de alții. Și încă o dată vă urez mult succes. Mulțumim și ce nu știu cititorii noștri și mai nou telespectatorii noștri este faptul că împreună vom realiza o emisiune săptămânală în care vom dezbate principalele evenimente ale săptămânii. Cum v-ar plăcea să fie emisiunea? Cum suntem acum mai încorsetați, nu știu, tip podcast, să fim mai prietenoși și mai deschiși către publicul larg? Cum considerați că cum o facem? Ar prefera să fie o discuție ca și cum ar fi în sufrageria lor, să spunem așa. Acolo unde fiecare se simte comod, stă în fața nouă micului, să spunem, ecran, sau pe internet, prin toate, să zic așa, aceste gadgeturi, să spunem, moderne, o discuție cât mai relaxată, repet, fără niciun fel de constrângere, o discuție liberă, cum spuneam, și cât mai aproape de limbajul normal zilnic. Deci de asta spun că românii trebuie să fie foarte atenți la mesajul care se va transmite, să analizeze și atunci, în 2024, cu inima, dar și cu mintea, să dea acel vot către cei care, cu siguranță, care speră ei să schimbe această țară așa cum și-o doresc ei. Dar este ultima șansă. În 2024, din punctul meu de vedere, ca om de administrație de foarte mulți ani de zile, cred că este ultima șansă pe care România, atenție, nu poporul român, poporul român va supraviețui, cum supraviețuiește de ani de zile ca și românul, cu bun simț exagerat, cu speranță, speranța care moare ultima, exact, da? Moare ultima sau deloc. Merita să câștigăm. Exact. Nu a venit acum data viitoare și așa mai departe. Deci poporul român s-a adaptat aici de secole, s-a adaptat în această lume de slavi, în fine, cu popoarele trecând pe lângă noi, printre noi, peste noi, ne-am învățat acest lucru, din păcate. Dar este vorba despre țară. Și țara avea obligația să o lăsăm mai departe. Măcar așa cum l-au lăsat-o înaintașii noștri nouă. De asta spun, e o discuție foarte sensibilă așa din anumite puncte de vedere. Eu sper ca și noi să contribuim la ce am spus mai devreme, adică românii să înțeleagă cât mai mulți dintre ei, să înțeleagă despre ce este vorba. Și atunci, în 2024, să-și decide singur soarta. Să vină la vot, să nu creadă în ce se spune, o să se spun din ce e ce mai agresiv în spațiu public. Degeaba votați că cineva în altă parte deja a decis, în țară sau în afara țării, pentru președinte sau pentru alte zone, partide și așa. Și nu este niciun fel de scuză, că nu avem pe cine să votăm. Nu, în 2024 românii vor avea o alternativă.
Deja ați trecut la întrebările mele pe care le-am pregătit, ceea ce ați dus discuția un pic înainte. Ce să mai am, dezvăluit secretul, noutatea, împreună cu Eugen Teodorovici lansăm podcast, așa am stabilit, împreună acum. Puterea cuvântului cu Eugen Teodorovici și da, cu Otilia Caloian. E un titlu frumos și cu substanță, așa, cu semnificație. La putere, da. Ciocumică suntem la putere, sau da, cum era. Da, când spuneau parlamentari, Ciocumică, acum noi suntem la putere. Corect. Vedeți, unii au acceptat aceste perioade, aceste personaje. E timpul ca România să facă o schimbare. E timpul ca România să vrea să, pentru care de unde, să și fie condusă de oameni care au școală, au pregătire, au experiență, au dovedit că atunci când a fost mai greu n-au renunțat. Aceștia sunt oamenii dintre care românii trebuie să aleagă. Atunci am să pun prima întrebare. Vă rog. Am citit recent pe puterea.ro, Eugen Teodorovici vrea să candideze la președinția României. Este adevărat? Asta nu este. Am văzut și eu în presă, așa, toată lumea s-a inflamat, a fost o stilă foarte, foarte circulată. N-am spus nimic nou față de acum mulți, mulți ani de zile. Și am spus, și am repetat de fapt, am spus așa, în primul moment în care am făcut pasul în administrația publică, ăsta a fost visul meu, obiectivul meu. Și nu pentru mine, nu pentru mine. Chiar dacă aceste vorbe pot să pară vorbe mari, și ușor de dus în derizoriu, pentru că, din păcate, și aici s-a lucrat foarte mult și de asta o să vedeți, cum spuneam, fel de fel de naționaliști și de suveraniști, care mai de care, care se bat cu cărăvida în piept, se duce ușor în derizoriu această abordare. Suntem unii totuși care chiar asta simțim din interiorul nostru, pentru că eu am spus-o și mereu, poate și sânge de sârb în mine justifică naturaleța ceea ce spun. Aveți origini sârbești? Da, am sânge de sârb. Și de asta spun, când vorbești despre țară, despre neam, în partea asta altă nu există glumă. N-am dat din viața mea 30 ceva de ani de zile de viață, lucrând în administrație și cu toate că spun unii sau alții, am făcut cât am fost eu prin funcțiile mele și o să prezint și public un fel de bilanță, spunem așa, ca cei care se mai întreabă să și vadă lucrurile concrete, cu dovezi, cu argumente, cu tot. Adică nu niciodată nu pun ce mai mult decât eu am făcut niciodată în viața mea. Deci, de-aia spun, pentru mine este o chestiune de normalitate și de bun simț față de români. Că am spus că, și ne-am promis românilor că în 2024 vor avea o alternativă. Nu vreau să-i mai aud că nu ne votăm din două orele. N-am pe cine să votez. Dar eu cu cine votez? Nu vreau să-mi aud. Nu. Acum vreau să fie efectiv românii să răspundă și să-și trăiască după aceea soarta. Dacă ei vor decide să schimbe o slugă cu alta, ca președinte al statului, este decizia lor. Și din partea cărei formațiuni politice vreți să candidați? Nu, astăzi eu nu sunt membru în niciun partid din 2020. Din 2020, în decembrie, nu mai sunt membru al unui partid din România. Sunt total, să spunem, apolitic. Nu fac decât politica aceasta și pe asta am făcut-o mereu. A acestei țări. Că am fost, să spunem, că eu sunt definit și ca om de stânga și ca om de dreapta. De ce de stânga? Păi de stânga pentru că încă în această țară românii suferă de foame. Sunt copii care trăiesc condamnați la incultură, pentru că, din păcate, noi uităm mediul rural. Da? Și cu toate că și în zonele urbane, viața nu este în marea lor parte, nu fie în București sau orașele bogate sau mai înstărite. Dar România nu este ceea ce ne vând unii sau ne prezintă unii pe micul ecran. Mai mult, sunt om de dreapta. De ce? Pentru că iubesc economia. Sunt un om cu principii liberale extreme, adică dure, în sensul că proprietatea este ceea ce trebuie să garantezi. E puțin spus să garantezi. Da? Mai mult, ai nevoie de economie care să-ți meargă, să fie puternică și să aducă la bugetul de stat acel plus din care poți să ajuți pe cei care nu se pot ajuta. Nu înseamnă că să-l ajuți pe cei care nu vrea să muncească. Nu, aici sunt total de zâmbă împotriva șomajului. Eu aș desfința prin lege șomajul azi în România. După ce am deficit de forță de muncă. Corect. De ce să țin eu șomajul? Adică ăsta e un principiu liberal foarte clar.
sunt de acord să ajut, dar pe cel care nu poate, care are poate un defect, o problemă medicală, de cel care are o problemă într-adevăr justificată și justificabilă, să spunem. Dar altfel, am nevoie de o economie puternică ca să ajut partea mai puțin, să zic așa, norocoasă în viață. Astea sunt cele două elemente clare. Niciodată sau totdeauna ele sunt pe aceeași linie. Stânga cu dreapta din mine sunt pe aceeași linie. Dar pentru că pe noi au primat și au contat soluțiile bune pentru țară. Că ele vin din stânga, din dreapta, pe cum să eu ca decident să spun, domnule, asta e idee de dreapta, nu o aplic, sau de stânga. Cum să este o idee bună, o aplici. Asta deci candidați independenți sau vă faceți propriul partid, nu știu. Este încă, să zic așa, că nu mai e mult, pat la ușa alegerile. Da, o să fie discuții foarte multe. În acest an, 2023, o să fie un an destul de agitat, o să vedeți pe scena politică. Ați primit oferte? Au fost discuții în mai multe zone. Mi-aș dori foarte mult să fie un consens, să văd că românii, într-adevăr, înțeleg ce trebuie și ce ar trebui să voteze pentru ca visul să se împlinească, asta spun. Pentru că altfel va fi foarte riscant să alege oameni fără experiență, o să vină pe funcții și de-a doua zi să stați un pic, hai să vedem acum, că nu mai e cum eram înainte. Acum trebuie să ne mai gândim, să vedem că, uite, nu vrea Uniunea Europeană, nu vrea nu știu cine, nu vrea cu tare. Dacă se întâmplă așa, repet, România și-a jucat ultima carte. Și atunci vom intra într-o spirală din care nu o să mai ieșim absolut niciodată ca și țară. Deci, am o întrebare, vă întrerup. Da. Cum comentați afirmațiile președintele se alege din America, președintele e pus de Uniunea Europeană, orice ați vota voi, nu sunteți de acord? Nu sunt de acord cu asta. Chiar dacă există, să zic așa, interese, pentru că asta nu înțeleg poate foarte bine românii, dom'le, interese din afară către noi vor fi întotdeauna. Cum și noi ar trebui să avem interese din România către alte zone. Asta este diplomația. Asta este interesul economic. Asta este parte de inteligență. Deci e normal ce fac alții. Partea proastă este că le reușește. Cum? Cu mâna noastră, cu mâna lor noștri. Asta este partea dureroasă în România. Că ei încearcă, da? Corupția, vorbim de corupție. Păi cine după 89 a venit peste noi? Marile companii din afara multinaționale, României, multinaționale. Da. Că sunt companii de construcții, căi ferate, rutier, alimentări cu apă, canalizare. Deci marile companii, pe marile proiecte. Păi degeaba îți cere românul, sau dacă cere românul să-ți spună și pagă un director sau ce este un primar, nu contează. Pe cine e ăla care dă? Păi de ce dai? Nu dau, mergem la licitație și cel mai bun să câștige. Păi de ce dai? Asta e sistemul. Firmă, ai cod de conduită, tu, firmă mare, ai cod de conduită. Dacă vă uitați în codul de conduită făcut la nivelul fiecarei firme mari, o să spuneți că sunt mielușii. Și îl respectă? Sunt mielușii. Îl respectă? Nu. Adică e pentru fraie. Dar în spate îi vin și influențează. Da? Pentru că ar trebui să fie pedepsit și cel care dă. Da? Nu doar cel care primește, care, să spunem, cere din România. De asta corupția, repet, nu a inventat-o România. Categoric nu. Da. Pentru că sunt exemple la nivel european foarte de corupții la nivel înalt. Nu uităm de banca olandeză. Președinta Comisiei Europene, Parlamentul European. A avut înțelegere cu procurorii. Și-a plătit 1 miliard de euro. Deci vă dați seama cât era suma acolo de mare? Dacă nu mai șpaga a fost de 1 miliard de euro. Să plătească statului. Am făcut înțelegere să plătească. Vă dați seama ce era acolo, dar vedeți că statele alea nu fac tam-tam să-și doboare propriile firme. Ascund repede gunoiul sub preș și la nivele s-a închis. Noi, pentru orice chichița asta micuță, mergem în Parlamentul European. Avem mulți strădători în Parlamentul European. Și noi, acum, care încep acum să facă tam-tam, chipurile țipă în Parlamentul European, dar acum câtva timp în România, zigau că este o țară coruptă, nu trebuie să primească nimeni în Schengen, nu trebuie să nu le scoată nimeni MCV-ul și mai departe. Și acum sunt mari europarlamentari. Păi, dom'le, hotărâți-vă. Țara e țara ta, indiferent cât de bună sau proastă este ea, este țara ta. Niciodată nu-ți critici în afara țării tale românii sau țara. Niciodată. Întrebare. Schengen. Cum comentați faptul că România a ratat intrarea în Schengen? Eram pregătiți sau... Pregătiți de intrat suntem de mulți ani de zile, peste 11 ani de zile, când condițiile s-au îndeplinit.
Partea proastă aici este felul în care politicienii au știut să joace sau nu au știut să joace acest fiecare moment de la Consiliul de Jean, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, acolo unde se decide, să zic, aderarea. Deci aici România n-a știut să profite sau să uzeze, de fapt, să joace la fel cum joacă ceilalți. Adică președintele statului, miniștrii care sunt în Consilii, ei puteau să condiționeze toți aprobarea unor decizii de interes pentru unii în Europa, de votul pentru noi în cutare, în Schengen. De exemplu, inclusiv în Consiliul JAI din 8 noiembrie, când a fost respingerea României, sau în fine, neacceptarea României în Schengen, premierul Ciucă, care se lăuda că, uite, domnule, ce am făcut noi, am reușit să punem pe agendă. Măi, omule, mă, dacă nu știi, odată nu vorbi. Când nu știi, întrebi. Ce aș putea să fac eu ca să mă asigur ca pe 8 noiembrie atunci ar fi să se dea un vot în România? E simplu, spuneai, domnule, băgăm pe agenda România, dar am o rugăminte. România, ca subiect de aderare la Schengen, este după Croația. Deci prima oară pe agenda pui România, România și apoi Croația. Și după aia Croația. Domnule, a trecut primul punct cu bine, adică am aderat și noi, ne-ați dat ochiul toți? Foarte bine, votăm și noi la Croația. N-ați dat la primul, nu dau niciun al doilea. Cu aceeași motiv, adică nu ai cum. Așa se face diplomația, asta e diplomația, așa se joacă. Așa se joacă. Mai murdar. Dar așa se joacă. Toate țările europene așa joacă. Eu am fost președintele Consiliului de Miniștri 6 luni de zile. Păi vă spun, eu așa tratam pentru câteva probleme de interes pentru România, care nu avea legătură cu Consiliul de Miniștri de Finanțe, unde oameni grei erau la masa mea. Ca șef de Consiliu, actualul cancelar al Germaniei, Scholz, fostul premier al Italiei, Draghi, fostul premier al Suediei, fost ministru de finanțe sau șef de Banca Centrală Europeană, în cazul Draghi, care erau conduși de mine. Și eu așa făceam. Am avut cel puțin două subiecte. N-aveau legătură cu Consiliul de Ministri de Finanțe. Îmi dai, îți dau. Nu? Pare foarte rău. Da, corect. Da? Haideți să revenim la alegerile noastre din 2024. Ce contracandidați credeți că veți avea? Eu am spus-o la fel public, că îmi doresc foarte mult și cred că este corect pentru români, ca toți oamenii politici, pentru că probabil că vor fi oameni politici, nu vreau să, n-are sens, sincer, nu vreau să văd nici actori, nici avocați, nici alte formațiuni, alte pregătiri de genul ăsta. Oamenii care conduc țara trebuie să fie oameni care au experiență la administrație, că sunt și eu întâlnit, ăștia, asta este. Dar sunt oameni care trebuie să dovedească că au experiență și în intern și în extern, în tot ce înseamnă relații internaționale, administrație. Ăștia sunt făcuți să conducă țara. Pe dacă faci 30 de ani de administrație, mă apuc de actorie. Adică, corect. Băi, ești actor, rămâi actor. Deci să vină din mediul politic. Ești avocat, fă-ți treaba ta acolo. Adică nu poți să cred că tu vei ști ce să faci când vei fi în acea funcție. Eu nu trebuie să fac experimente sau tu să începi să vezi la locul de muncă să faci cu președintele statului. Dacă, repet, dacă eu să spun este punctul meu de vedere, dacă românii vor face altceva, repet, de la 1 ianuarie 2025 să-și poarte singuri povara aceasta, numai că trebuie să le explice și copiilor lor de ce este rău în România. Da? Deci, ce candidați? Am spus că îmi doresc foarte mult ca toți oamenii politici care pot să conducă România, atenție, nu orice agăreci, că politicienii agăreci sunt mulți, orice om politic care poate, adică are această experiență internă și internațională, să se înscrie în aceste cursuri. Indiferent cât cu sau fără șansă. Pentru că în felul acesta provoci puțile. În momentul acela, oamenii români vor compara. Domnul, într-adevăr, ia uite, peste puțin, cum ăsta, uite ce a făcut, a fost acolo cu tare, cu tare. Pe ăsta, la altul, nici știe să vorbească. Dacă e pe hârtie în față, se încurcă. Sau dacă pui să vorbească liber 5 minute, se repetă. Și atunci, într-adevăr, adică prezența a cât mai mulți candidați, să spunem așa, repet, care pot să conducă, nu care vrea să conducă România, care pot să conducă România, va aduce un lucru bun. Va fi o competiție puternică, în care să sperăm că va ieși, într-adevăr, cel care poate să unească și să conducă această țară către ceea ce ne dorim. Ultimele alegeri, candidații, cum îi... comentați, cum vi s-au părut prezidențiale. Da, doamna Virca Dăncilă cu domnul Claus Iohannis, da. Era clar atunci că PSD-ul atunci
avea de gând să mă nominalizeze pe mine pentru prezidențiale. Uite că Viorica Dăncilă mi-a spus, undeva în toamnă, parcă, da? Vară, toamnă, în fine. Eugen, ai ce faci, unde mergi, unde te duci, ce vorbești, pentru că PSD-ul te va nominaliza pe tine ca prezidențiabil. Asta e o știre, ce ne spuneți. Și atunci am spus, să vedem ce și bun. Se mergea pe această idee. Numai că grupul, să zic așa, care astăzi conduce partidul, răspunzând anumite planuri făcute de alții, chiar și de acolo președinte în funcție, a intrat în priză. A intrat în priză în ce sens? S-a discutat cu siguranță la nivel de Cotroceni și s-a putut palma acolo. De ce? Pentru că după o întâlnire pe care am avut-o la Cotroceni, eu, Virica Dăncilă, eu, Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, am fost o spatul la Cotroceni, de România a spus, a rugat-o pe doamna Dăncilă să rămână după discuția noastră încă alte câteva minute pentru discuție, să zic așa, privată. Ok, a rămas acolo. După acea discuție, la care înțeleg că președintele României, la întrebarea pusă doamnei Dăncilă, la cine s-a gândit PSD-ul pentru prezidențiabil, Iulia Dăncilă confirmând că Eugen Teodorovic este propunerea ca pe face PSD-ul, domnul președinte ar fi spus și ar fi recomandat doamnei Dăncilă să se mai gândească. Deci poate vă mai gândiți. Ceea ce înseamnă, probabil, cu o anumită teamă vis-a-vis de candidatul posibil al domnului Iohannis la alegeri. După care, la Parlamentul României, în ședința de partid, textul faimos, s-a făcut propunerea pentru prezidențiabil. Dar cum s-a făcut? Cum s-a făcut? Eu noi stăm la prezidiu, era lângă mine Marcel Ciolacu, eram eu, Viorica Dăncilă, și doamna Dăncilă mai erau încă două, trei persoane. Da? Și Marcel Ciulacu spune, Eugen, dă-mi-e, lasă-mă cu mine să iau primul cuvânt. Marcelin, mai este. A luat microfonul, fac, după ce a terminat Viorica Dăncilă să de vorbit, ia el microfonul și spune, doamna președinte, știți, cutuma partidului spune că președintele trebuie să-și asume candidatura pentru prezidențial. Cuvintele domnului Ciulacu, care astăzi, by the way, spune că nu trebuie să mai punem președintele să candideze. Aducem un intelectual, că am în partid, sunt doar politicieni. Dă seama, apropo, de cine vrea să candideze. Așa, doamne ferește. Bun. Și, de urmare, vă propun pe dumneavoastră, ca președinte al partidului, să fiți prezidențiabilul PSD. Pe doamna Dăncilă. Se spune la vot, au fost două voturi împotrivă. Toată lumea, direct, adică, visteți-mă puțin, că s-a vorbit ceva, acum s-a spus altceva, după discuția de la Cotroceni. Și dumneavoastră ce ați făcut atunci? Nimic. Eu n-am, păi, dați seama, tot partidul era pus așa, mi-a fost clară intenția și înțelegerea între domnul Ciulacu și domnul președinte Iohannis. Pentru că asta a fost înțelegerea, o garantez, îmi pun capul dacă greșesc cu ceva. Pentru că care era ideea? După arestarea lui Liviu Dragnea în mai, în 26, parcă mai, ceva genul ăsta, da, 2019, erau 5-6 luni de zile până la alegerile prezidențiale. Cum se putea obține partidul? Cel mai simplu. Împingând președintele partidului, Viorica Dăncilă, care era președinte executiv și după aceea a devenit președinte, adică împingi președintele partidului, după aia îi vinzi gălușca cu toma partidului, trebuie să candidezi dumneavoastră, înțelegerea cu partea de cu Cotroceni, să aibă un candidat slab, sau mai slab, votat în fine, așa, și necâștigând, cine pierde, trebuie să plece. Și au venit băieții, vesel de astăzi. Deci a fost un joc, să-i spun, perfect politic. Fără să tragă un glonț, au pus una pe partid. Din păcate, le-am și spus că ne-au presat după aceea să ne dăm demisiile. A fost iar un cex cu scandalul, cred, în 26 noiembrie, ceva genul ăsta a fost, sau... Da, la final de an, după alegeri, 2020, nu mai știu, 2000, atunci. Da, am datele și vă dau exact.
Și ne spuneau că trebuie să dăm demisiile, că a pierdut Viorica Dăncilă. Cine v-a spus? Ciolacu cu echipa. Conducerea partidului, da. Domnule, să plecați. Domnule, stați un pic. Băi, băieți, stați un pic, nu am problemă atenție. Unu, nu am problemă să plec. Dar demisia în fața unui birou permanent, nu. Eu dau demisia în fața Congresului PSD, Congres care m-a votat. Pentru oameni, eu nu pot să-mi bag joc de votul acelor oameni. Nici fără problemă facem Congres, îmi depun demisia, nici fără problemă. Și au forțat, și-a dat doamna Dâncișa demisia, FIFOR la fel și-a dat și-l demisia, secretar general. Eu am spus, bă, vreți, eu la mine nu găsesc chestia asta, eu demisie nu-mi dau decât în fața, să zic, Maria Dorul Național. Așa, și Ceaușescu. Și au făcut, iată ce au făcut în... Dar o să iasă și asta la nivel, o să apară în presă și... cum a decurs acel cex faimos. Povestim la podcast. Da, exact, vorbim, exact. Avem lumea să vadă, trebuie să vadă cine vrea să ne conducă, cine vrea să devină premier în 2000, acum în mai. Vă dați seama, cine vrea să fie președintele României, că înțeleg că se încălzește. Nu, n-am nimic cu persoana, n-am nimic cu nimeni personal. Niciodată n-am avut chiar dacă dușmanul meu. Dacă a fost dușmanul meu bun și apt să conducă un minister, un guvern, o țară, din partea mea are sprijinul. Eu nu pun chestii numele personale, le amestec cu partea profesională. Dar nu pot să accept ca oameni fără, repet, facultăți, școală, liceu, pregătire, experiență, să conducă o țară. Pentru că totuși mergem pe ideea de educație acestui neam. Dar sunt atâția, primarii PSD. Este țara plină, care poate nu au nici liceu terminat. Asta e altă chestiune la primar de comune, de exemplu. Undeva bine, acolo trebuie să fii gospodar mai întâi de toate. Da, nu trebuie făcut, dar totuși primarii, să știți că primarii, eu am spus, o reformă într-un partid politic presupune niște lucruri foarte clare, la care eu țin foarte mult și la care, dacă voi conduce un partid, sau poate din nou PSD-ul, vom vedea, le voi impune. Eu răspund înainte pentru că așa îmi pare să fiu corect. Vă întrerup. Sigur. Ați spus ceva de PSD? Intenționați, să înțeleg, să vă întoarceți în PSD? Tocmai dacă mă voi întoarce, mă voi întoarce doar ca președinte. Nu pot să mă întorc ca și. Cu toate că am și refuzat o funcție din partea lui Marcel Ciolacu în 2021, cred că prin martie a fost, în 2021. Mi-a propus, live în birou, în final, Camera Deputaților, funcția de prim-vicepreședinte al partidului. Erau două funcții avute în vedere să se înființeze, de prim-vicepreședinte, pentru Gabriela Firea și pentru Sorin Grindeanu. Și făcea încă o a treia funcție de președinte, prin vicepreședinte. Și am toți trei, pe același nivel și mai departe. Poate dacă făceam acel pas atunci, nu eram atât de, nu neapărat de orgolios, dar excesiv de corect. Un om politic ar fi jucat în acest fel. Ar fi acceptat și astăzi, siguranță din PSD, ar fi fost cel cu prima șansă pentru prezidențial. Asta înseamnă, vedeți, poate mândrie. Credeți că ați ratat atunci o șansă? Sau... Mi este greu să pun în balanță, pentru că eu sunt, repet, un tip foarte direct și foarte... Nu accept, repet, o funcție de genul ăsta și azi poate eram și în guvern. Pentru că cei doi colegi sunt în guvern, și Sorin Grindeanu și Gabriela Firea, da. Așa. Deci aș fi fost și eu în guvern, cu siguranță. Poate chiar la finanță. Și atunci, de-aia spus, Marcel, mulțumesc, dar gândește-te cum se va uita lumea la mine. Toată lumea va spune, domnule Teodorovici, ăla care se dă el sârb, nu se îndoie genunchii, nu face rabat, nu face compromisuri. Da? Ce ar fi zis despre mine? Am primit o funcție, adevărat o funcție importantă, ia uite că principiile lui s-au evaporat, s-au dus. E, chestia asta pe mine e o chestiune de eu trebuie să mă uit în oglindă, dar mă uit la copiii mei. Cum? Când eu știu că am niște slăbiciuni în mine, acceptând astfel de... Nu am făcut niciodată chestiunea asta și nu știu, am spus, doamne, dacă erai mai așa, mai liniștit, limba puțin mai scurtă, mai dulce un pic, vorba, ai fost mult mai departe. Bun, e adevărat, categoric da. Dar poate, nu știu, cândva aș fi putut să mă păcălesc singur, domnule, am făcut bine pentru țară, am acceptat aici funcția asta și, da, uite, pentru a face bine mă duc. Poate, într-adevăr, e un joc politic care trebuie făcut. Poate trebuie și eu să învăț că un compromis de acest tip trebuie făcut ca să ajungi într-o funcție după care sau din care să faci ce ți-ai propus să faci pentru români. Dar, repet, sunt, nu știu, poate un defect ăsta, nu recomand nimeni să fie ca mine, pentru că eu am simțit pe pielea mea lucrul acesta, dar, nu știu, sper să nu-mi pară rău la finalul vieții, să mă uit în spate și zic, băi, dar de ce ai făcut așa?
Da, să știți că și domnul liniștit, nu are nimeni ce să-l reproșeze, nu am nimănui să-i spun mulțumesc, să spunem, domne, că m-ai pus mai așa. Nu, sunt câțiva oameni care văd care m-au sprijinit în decursul meu politic. Am spus-o, sunt 3, 4, 5 oameni care mi-au marcat cariera mea profesională și cărora le mulțumesc și astăzi pentru că, au decis să aibă îngrijire de mine. Dar toți au spus, domnule, stai puțin, nu ți-am făcut niciun avantaj noi. Tu erai acolo, știai problemele, bătăios, cu tare, deci tu nu trebuie să mulțumești nimeni pentru ceea ce ai ajuns. Deci, și asta mă hrănește. Poate e o iluzie, dar... Na, când vor fi alegerile în 2024? În ce perioadă? Cred că vor fi cele europarlamentare, în iunie cred că vor fi cele locale, în noiembrie cele europarlamentare și probabil că final de noiembrie sau început de decembrie prezidențialele. Da. Va fi un an oprit pentru economia românească. Gândiți-vă că avem 4 luni de zile oficiale de campanie, plus luni de dinainte pentru fiecare campanie, se face o campanie mascată. Practic, gândiți-vă că administrația în momentul acela e toată blocată, toți își vor face calcule cine vine, cine pleacă, cine câștigă și așa departe. Adică, de obicei, anii de alegeri sunt ani morți pentru România, ca economie, ca administrație, ca tot. Într-un fel e bine că sunt toate în același timp. Bine ar fi fost să fie oarecum, nu neapărat comasate, nu le poți comasa, dar trebuie cu anumite condiții, pentru ca și banii să fie mai puțini pe care îi cheltuiește statul pentru campanie, românii să nu fie plimbați de 4 luni într-un an de zile, să spunem așa, la vot. Depinde, vă dați seama că nu schimbă nimeni acum sistemul de vot, decât dacă le convine și le stă în avantaj. Nu se vorbim niciodată la români. Am înțeles. Să revenim la zilele noastre, să comentăm obiectele săptămânii, nu știu, care credeți că este cel mai important eveniment al ultimei săptămâni? Da, aici cred că este cel care ne-a marcat pe toți în ceea ce s-a întâmplat în Turcia și în Siria. Cu tremurul la devastator, zeci de mii de oameni de vieți pierdute, zeci de mii la fel rănite, probabil că încă aflate sub dărâmături și poate șanse de viață din ce în ce mai mici, poate cu foarte mult timp de atunci, la momentul cutremurului. Se vorbește mult de Turcia, se vorbește foarte puțin de Siria, din păcate. E o chestiune care ne arată nouă, ca oameni la nivel planetar, cât de meschini suntem de multe ori. Da? Și noi am publicat un articol care exact așa se intitula și Siria are nevoie de ajutor. Și foarte bine și felicitări pentru chestiunea asta. Eu, uite, recunosc că am făcut o postare pe Twitter și acolo am transmis condolențe doar, să zic, familiilor din Turcia. Și chiar cineva mi-a făcut un comentariu și despre Siria și am spus da, și despre Siria, îmi cer scuze că am scăpat, dar efectiv n-am avut. Ați scăpat pentru că și media pune accentul pe Turcia mult. Mi-a fost și mie rău că am făcut această scăpare. Eu n-am repet problemele genul ăsta, că e Siria, că e Ucraina sau că n-am. Eu un prunț liber, nu mă interesează ce fac cu evaluările, pentru că vorbim despre oameni. Dar dacă, Doamne ferește, această catastrofă s-ar fi întâmplat în România, ce credeți că s-ar fi întâmplat? Doamne ferește, România sau România este... e pregătită pentru așa ceva? Nu. România nu este pregătită pentru că, uitați-vă și acum, s-a vorbit în presă, după acest tragic eveniment, s-a vorbit în România, are început discuția despre ce? Despre un plan de, să spunem, antiseismic, de așa, de ce clădiri sunt cu bâine roșie, ce trebuie făcut nu știu unde, care să... Exact populistic. Exact ca noi români. Uitați-vă câte subiecte mari au fost. A fost discuția cu bloierul. S-a stins. Uitați-vă de discuția cu boicotarea filmului austriece. S-a stins. Discuția cu Petrom OEV e pe care se stingă probabil și asta. De ce oare facem chestia asta? Și mai ales presa în special, am vorbit cu toți colegii pe care i-am venit în presă. Dom'le, eu dacă aș fi om de presă, eu m-aș mândri, mi-aș pune la final... Așa, în perete, concluzia unei investigații de presă, până la ultimul punct. Da? Cred că durează 5 ani, 7 ani investigația, domnule, după aia e satisfacția că, uite, ai adus pe masa sau în atenția românilor adevărul despre un subiect care a fost ca tine. Este un coleg pe la, nu știu unde e acum prins el, dar știu că am văzut că investigează de mulți ani de zile cheltuielile pe care le fac partidele cu presa. Foarte bine, bravo lui,
Cristian îl cheamă, nu mai știu, îmi scapă numele acum, ce scuze, dar are acest subiect și se ține de el, țin de că eram eu în 2019 la PSD, eram președinte executiv la PSD și tot ne cerea nouă contracte de genul acesta cu presa și așa departe. Sponsorizările, da. Nu le am la mine, eu sunt președinte executiv, vezi că la e secretarul general al partidului. Eu nu mă ocup cu absolut nimic în partid, n-am avut nicio atribuție delegată de, by the way. Nu ați umbla cu bani la partid. Nu am nicio atribuție delegată. Președintele executiv e o funcție ca să fie. Onorifică? Nu e onorifică, este executivă, numai că spune în statut că președintele, atribuțiile președintele executiv se deleagă de către președintele partidului. Eu nu am avut nicio hârtiuță desemnat cu atribuții pentru delegate de la președinte către președintele executiv. Adică 6 ani de zile, bun, nici n-am avut muncă de partid, pentru că a fost partea de ministeriat, eu mi-am văzut tot timpul de treaba mea de minister, mi-am văzut de treaba de parlament și mă duceam în comisiile parlamentare în care eram membru de să devin ministru, adică și comisia de buget finanțe, au rămas membru, nu președinte, dar și comisia de afaceri europene. Și m-am dus, eu am fost mai prezent decât membrii acelor două comisii care nu erau miniștri. Pentru că tot timpul am respectat funcția pe care o aveam, poziția pe care o aveam, parlamentul, instituțiile în care lucram. Și chiar am cerut să nu mă ducă la alte comisii mai puțin, să zic așa, interesante. Pentru că de obicei când te pune ministru, nu mai știi într-o comisie, să zic așa, oarecum mai complicată, mai așa, te duci la comisia de petiții, la comisia nu știu care. Dar ca să nu fie nevoie să te duci pe la așa cu vot și așa departe. Te-a spus, nu, cum să fac asta? Nicio nu, vin și acolo. Și a fost și parte de campanie. Deci, practic, la partid am fost, să zic așa, foarte puțin, dar, repet, asta trebuie spus și trebuie știut, niciun fel de atribuție n-a fost delegată de la președintele partidului. Cum spun, dar de ce ne schimba partidul? Eu știu că toată lumea se așteaptă schimbarea și a României de pe hartă. Numai că eu fac, sau pot să fiu întrebat, de ce puteam să fac și n-am făcut. De la nivelul funcției mele, despre spitale, autostrăzi, căi ferate, Schengen, orice, mă poate întreba lumea dacă după ce voi fi prim-ministru sau președinte de stat. Atunci, da, mă poate întreba lumea pentru ce nu am făcut. Dar până atunci trebuie să se rezume la Ministerul de Finanțe. Nu repet toate facturile pe care le-am depășit către ceilalți miniștri care cereau bani? Da, perfect. Dom'le, ai să luată nu la vreo investiție? Nu, perfect, bravo, foarte bine. Deci, ales chestiunea unui ministru de finanțe. Ai spus vreodată că nu sunt bani? Niciodată. Teodorici a spus mereu că sunt bani, că sunt bani, că sunt bani, că sunt bani. Cid că i-ați împrumutat? Sau cum? Nu, mandatul meu și în 2015 și în 2018-2019, în 2015 a fost excedent bugetar. Deci, România a avut cea mică datorie pe timpul meu ca ministru, 34% la datoria guvernamentală. Da? Adică, cum ați reușit? Prin scusință, prin fel de chestiuni pe care nu le vezi la școală, să știți, dar le vezi din practică. De-aia spun că e important cine va conduce România, că trebuie să aibă experiența și măsura a ceea ce vrea să facă, să înțeleagă ce să promite, ce se poate face. Nu vine că... Deci nu poți să stai în fața unui contracandidat. Vreau seama. Vine Xulescu, mare patriot naționalist. Și începe. Voi face pensia nu știu cât. Voi face putare. De unde? Eu degeaba vin să-i spun românii, domnule, stați un pic. Că asta se poate așa, asta se poate așa, asta se poate așa. A, da? Tu nu poți, tu nu faci. A, lasă-mă că votăm pe ăla atunci. Pentru că românii, din păcate, nivelul lor de cultură financiară nu este la nivelul la care ne dorim cu toții. Ca să poată înțelege și să poată compara din ce spune fiecare, ce este fezabil și ce nu. Aici e o mare problemă și de ce e chestia asta? Pentru că oamenii politici, de-a lungul timpului, toate partidele mari, să zic așa, toate, și-au dorit, direct sau indirect, să țină populația needucată și săracă, pentru a o putea manipula. Asta a fost într-o timpul dezideratul, zic așa, oamenilor politici. De ce să-i dezvolți? Că după aia văd că e mai bine, se poate mai bine. E mai mult. Știți că astea sunt chestiuni spuse de baroni locali? Nu mie, dar și eu, au auzit din altă parte. Adică oamenii, mulți dintre ei au ținut anumite zone acolo, sub căpăstru. Și mergeau pe principiu, sunt mulți, dar proști? V-am spus, românii, din păcate, eu mi-aș dori foarte mult să le dea Dumnezeu tuturor oamenilor politici și cei care vor să vină în fața românilor după sufletul lor. Deci aia să dea Dumnezeu, eu asta vorbim pentru că n-am niciun fel de, repet, stau cu drepți picioare, cu fruntea sus în fața fiecăruia dintre românii care am să mă întâlnesc.
Revenim la alegeri. Nu are de ce să-mi fie nici rușine, nici... Am făcut ce am promis că fac, am făcut întotdeauna. Revenim la alegeri și asta va fi ultima întrebare pentru că depășim spațiul de emisie, dar dacă ne facem podcast Puterea Cuvântului de săptămâna viitoare, stăm de vorbă, ne punem căștile la urechi și o să comentăm, avem ce vorbi. Tot pe site-ul puterea.ro am citit în urmă cu aproximativ 2 luni de zile că Eugen Teodorovici se visează, exact așa era titlul, primarul capitalei. După care ați ieșit public și ați spus că nu, eu vreau să fiu președintele României. Să știți că nu se exclude una alta, să spunem așa, sau prima e după, e înaintea celei de-a doua. Adică la în anul candidat și la primărie și la Cotroceni? Este un vis al meu de mulți ani de zi la fel. Pentru că discutăm cu foarte mulți primari care se plângeau de bani și departe, cu tare, cu toate că multe dintre sumele respective, și ne uităm la capitale aici, sunt cheltuite total nejustificate. Le-am și spus mereu, mă băieți, nu intrați cu mine într-un conflict acesta, o să intrați cu mă faultați în spate, nu-i problema asta, știu că așa vă este genul. Dar nu intrați cu mine într-o discuție de genul ăsta de să ne tamponăm public. Pentru că dacă vreți chestia asta, eu vă arăt, fi cheltuiți legal, ilegal, unde ar trebui să fie banii puși, unde nu, și așa mai departe. Așa că mai ușor cu pianul pe scări, că nu merge. Dar, și mi-am spus, domnule, aș fi vrut să fiu un primar de o comunitate locală, nu săracă, nu bogată, undeva acolo, chestiune medie, pentru câțiva ani de zile, pentru a le arăta comunității și adora, de fapt, în stânga dreapta mea, că se poate face un management foarte corect al resurselor publice, că poți să aduci venitul la nivelul bugetului local, da? Pentru că există atât de multe soluții și variante. Dar unii primari sunt de rău dat. Eu am avut mulți primari care veneau, mă trezeam cu ei în birou, de pe când eram director, eram pe fondul europene. Dom'le, veneau omul la luni, la prima oră dimineață, era la mine proiecte la birou, europene. Și vedeam, și avea așa o mapă. Și mi-a zis, domnul primar, și cu asta pune, pe am, de la Ministerul Cutare, la Ministerul Cutare, la Ministerul Cutare. Adică sunt foarte mulți primari, implicați. Toate partidele, și liberali, și social-democrați, poate și pe la USR, că am văzut și pe la USR, poate câțiva primari care sunt puțin mai vocali, și o doamnă în media am văzut-o, și pe TikTok face dânsa mai multe, doamne, multe mesaje. Și am încredere să știți când toți primarii, nu, pentru mine nu contează culoarea. Omul sfințește locul întotdeauna, unde este. Și dacă face și un efort încât să nu amestece chestiune de doctrină, de partid și așa departe și să primeze strict interesul comunității locale, este primarul ideal. Ca să spun, deci pentru București e la fel, va fi un iar important, să zic așa, moment. Eu sper că românii, bucureștenii, în cazul Bucureștiului, să fie, nu știu, atenție puțin spus, totuși sunt bucureșteni. Adică, tot noi trăiești în capitala europeană. Ai mers până afara țării și ai văzut capitale europene. Totuși, adică ține de noi, nu avem nicio scuză. Noi, bucureșteni, ne-am făcut de râs cu alegerea actualului primar general. Așa considerați? Da, cine a votat și așa departe, a trebuit, știți cum, făcut și public votul acesta. Poate de ce să ne ferim? Dom'le, eu sunt foarte transparent, radical de transparent. Dom'le, să ne asumăm. Pentru un primar sau pentru un la nivel de guvern. Dom'le, uite să votați. Gand în roșu. Ce votează fiecare? Dom'le, și roșii? Dom'le, asta este. Asumați. Asumă și ea cu galben? Nu știu. Da? Sau cum am propus să dau întotdeauna în guvern pentru partidele politice. Opoziția, puterea. Ar fi o chestiune foarte bună de făcut. Da? Pe care domnul Ciolacu o să dea exemplu de alea cu voturile care vin, se amestecă, nimeni nu știe ce a vrut să zică. Vreau să dea exemplu, să spunem, altă țări cum Germania, pe care a invocat-o, unde opoziția, puterea, ele își împart resursele financiare. Dom'le, noi am ieșit la guvernare foarte bine. Puterea are 60% din nu puterea suma. Noastră. Nu, puterea politică. Așa, dom'le, și ea 60%. Opoziția și ea 40%. Și atenție, nu împart eu guvern cei 40% pentru primarii din opoziție. Nu, domnule, partidul lor vine frumos la guvern, domnul președinte al partidului de opoziție sau al partidului de opoziție. Astea sunt banii pentru dumneavoastră. Mai departe, împărțiți-i voi. Ce să mă înjur pe mine primarii voștri? De ce? Adică,
Astea sunt chestiuni poate greu de înțeles astăzi de români și de primari. Dar astea sunt chestiile curate și transparente față de români. Pentru că asta să faci tu ca și un politic. Eu asta sunt. Tu trebuie să dovedești că ești un bun manager. Spune, astea sunt, asta pot să fac, asta mai târziu, asta deloc, asta cu tare și așa departe. Astea sunt și doar după aceea să dovedești că faci follow-up-ul. Te respecti acele ținte pe care ți le-ai stabilit, acele jaloane, cum mai la modă cu PNR-ul ăsta. Da, da, da. Jaloane, să-ți vin haparul înseamnă jaloane. Cred că nici la școală de șofer, dacă le spui, domnule, jaloane de la școală de șofer, cred că și palea, cred că încearcă să se sperie. O să zic, au unul jaloanele pe care tot le loveam eu la școală de șofer, de alte... Că nu nimeream, da, da, da. Da, deci Bucureștiul, repet, este, na, ca o țară, este un important actor la tot ce înseamnă economia României și îmi doresc să aibă primarul pe care bucureștenii să-l merită. Îmi doresc foarte mult refacerea a ceea ce a fost Bucureștiul odată, din punct de vedere al bugetului. Bugetul, din păcate, s-a spart în 2004, dacă nu mă înșel, pentru că era Băsescu primar și PSD-ul la vremea respectivă, nu știu, era amărât directul, în fine, dar au știut discuțiile care s-au purtat, au spart special bugetul lui. Să aibă buget mic. Au spart în șase, pentru fiecare sector, separat. Dar să lase pe Băsescu fără puterea financiară. Vedeți? Iar o chestiune împotriva interesului comunității. Nu, Bucureștiul trebuie să revină așa cum a fost și să ia modelul unor capitale europene, nu peste ocean, dar măcar din Europa, cea mai bună practică, să zic, de capitale europene. Dar Băsescu și cu buget mic la primărie a avut primăria capitalei ca o rampă către președinția țării. A votat de un număr foarte mare, ca să-și prima de un număr mare de români. În principal, București, o să zic că sau bucureștenii, sau votul pe București, reprezintă o pondere destul de însemnată în votul final pentru președintele țării. Dar e o discuție care se va purta până atunci. Repet, doar atât îmi doresc să fie cât mai mulți candidați, partidele să-și aleagă candidații corecți, adică cu respect față de bucureșteni, da? Ei se rezultă din sondaje pe care să le facă în mod corect la nivelul populației Bucureștiului, pentru a pune ce mai, să zic așa, doriți candidați de către români, de către bucureșteni, și să vină acești candidați, să zic așa, cu niște idei foarte clare în spate. Bun, e clar că tu ca primar nu o să poți să faci bugetul la nivelul capitalei, că îți vor să zice ceilalți primari din cap, poate să nu același partid care cu tine. Da. Da? Adică asta e chestiunea la fel care trebuie vorbită public, trebuie făcut un referendum în București, pentru ca românii să înțeleagă și să știe de cine ei ce vor. Dacă ei spune da, poate să explice omului ce înseamnă buget unic la București, ce înseamnă buget spart pe sectoare. Adică omul îi spune care e ideea, pentru ca el să aleagă într-un fel sau altul, dar și are la cunoștință, să știe, să puteze în cunoștință de cauză la referendum. Până două, trei idei, atât. După care Parlamentul trebuie să decidă prin lege și tu de Bucureștiului ceea ce are nevoie ca și instrumente ca să se dezvolte. Nu poți să stai cu capitalul cum este astăzi. Oricum, azi e sufocată, oprită, sufocată, blocată în tot ce înseamnă investiții. Pentru că, la fel, guvernul și partidele de la coaliție, din coaliție fac un joc incorrect față de bucureșteni. Și din sectorul 1, și din sectorul 6, și din București, și pe ansamblu. De ce? Pentru că ar putea să-i suspende, de exemplu, sau să-i retragă dreptul de a aproba la nivelul primăriei capitalei orice puz autorizații și mai departe. Să spun, tu, primar general, tu nu poți să-mi blochezi mie, odată îți blochezi ție niște venituri către bugetul tău local, pentru că nedând autorizații să dezvolte Bucureștiul, nu ți încasezi venituri, da, taxe, executare, impozite și mai departe, nu le încasezi, dar îmi revezi și mie bugetul de stat, nefăcând lucrul acesta. Păi, băi, nu-i moșia ta. Asta este o comunitate locală pe care tu, ca primar, ești pus să o administrezi, dar nu să o încurci. Te spune în lege, trebuie să faci ceea ce trebuie ca să dezvolți. Mai e și dită mai orașul respectiv, capitala țării. Exact. Modifică legea 215, dacă nu mă știu, că este ea pe partea locală, îi retrag primarului general dreptul de a da pe un an de zile orice fel de autorizație, pus, scutare, cutare, cutare și le dă Ministerul Dezvoltării. I-am încheiat discuția. Dar nu vor să facă treaba asta. Le-au la mână acest instrument. De ce? Pentru că vor să lase în funcție, cum și pe Rotil Armand, îi lasă pe unul în funcție, oamenii nemulțumiți hate pe ei și ceilalți pe PNL-PSD spălând că voturile se vor duce către ei în mare măsură. E un joc, vedeți, incorrect, cum clasa politică l-a făcut mereu, pentru că românii le permit. Am înțeles.
Cam aceasta a fost prima noastră emisiune. Sper că ne-am descurcat. Dumneavoastră aveți mare experiență în televiziune, așadar, cum spuneam, Eugen Teodorovici, noul nostru coleg, dacă îl pot numi așa. Deci mare profesor. O dată pe săptămână... 24 nu iese visul nu se devine realitate, atunci... O dată pe săptămână o să scriu un editorial pe care îl așteptăm cu drag zilele următoare și o dată pe săptămână... Un punct de vedere bazat pe expertiză și, repet, în poate transparent, corect, fără niciun fel de party play cu nimeni, decât pentru... Abia aștept să-l citesc, să-l publicăm pe puterea.ro și, așa cum vă spuneam, împreună cu Eugen Teodorovici, în fiecare săptămână o să discutăm foarte deschis la Puterea Cuvântului. Emisiunea, atât aceasta, cât și emisiunea pe care o vom filma și care va avea o apariție săptămânală, o puteți găsi pe canalul nostru de YouTube, pe ziarul Puterea, Puterea TV, pe Facebook, ziarul Puterea, pe Instagram, la domnul Teodorovici, Eugen Teodorovici, pe toate platformele, are și TikTok, are și Instagram, este urmărit. YouTube, să faci YouTube-ul canalul, să-l refac, dar l-am avut, dar pentru că sunt români în toate zonele și repet, să ajungi la cât mai mulți dintre ei și să îi faci să se uite, să uite și să, repet, să compare, că atunci în 2024 să nu mai avem niciun fel de scuză pentru ceea ce iese la vot. În regulă, vă mulțumesc, mult succes! Mulțumesc, mult succes!